Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră și de aici, din studioul Podcast Media, vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și de data aceasta avem în studioul Protocens un prieten, un coleg de breazlă, așa că îi spunem un bun venit domnului Daniel Alexandrescu, realizator la Radio Vocea Evangheliei din București și păstor la Biserica Creștină după Evanghelie Izbânda din București. Daniel, bine ai revenit! Bună seara, bine te-am găsit, Cătălin, mulțumesc pentru invitație! Iată-ne că am ajuns și la etapa aceasta în care ne mai consultăm, ne mai invităm unii pe alții, mai ales că tema pe care o vom trata în seara aceasta e o temă foarte prezentă atât în social media, atât în spațiul acesta mediatic, chiar în rândul credincioșilor și inclusiv în mediile acestea creștine, se discută despre grija față de aproapele nostru. Aș spune așa în mod generic că tema din seara aceasta este creștinul și grija față de aproapele său. De ce am ales această temă? Foarte simplu, pentru că în contextul în care trăim, mergând pe stradă, dând drumul la televizor, uitându-ne în stânga și în data vedem nevoia aceasta, care există de mult timp, dar în mod, să spunem, special în ultimele 2 luni de zile, există nevoia aceasta de a ne implica în a ajutora pe cei de dincolo de granița noastră cu Ucraina, și anume ne vorbim despre refugiați, despre familii, despre copii împreună cu mamele lor, oameni care au ales să plece din țara lor datorită războiului și care, să spunem, datorită relațiilor noastre de prietenie și mai ales datorită graniței comune, au ales să vină chiar în România. Și atunci, plecând de la contextul acesta, a apărut din nou în spațiul public și chiar în spațiul public, să spunem, creștin și mai mult evanghelic, al discuției pe tema ce să facem. Dacă să ajutăm sau să nu ajutăm, sau cât să ajutăm, pe cine să ajutăm mai întâi. Bineînțeles, discuțiile sunt diverse și cu siguranță ai văzut și tu, părerile sunt atât de împărțite și oamenii care spun că da, e bine să ne implicăm, alții spun că e bine, dar întâi să avem grijă de ai noștri și noi avem săracii noștri și pe ei să-i punem înaintea refugiaților, așa că discuția este destul de complexă. În seara aceasta, împreună cu tine, încercăm să ne apropiem și, în principal, să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce spune Biblia, în primul rând, și apoi și din experiența ta și experiența pe care o avem amândoi, cum vedem noi lucrurile și cum credem că ar trebui să fie lucrurile, așa să încât să împlinim până la urmă voia lui Dumnezeu, că până la urmă asta e chemarea noastră. Să vedem ce zice Dumnezeu și mai mult, uitându-ne în istorie, și aici vorbim de istoria bisericii, și aici mă refer inclusiv la istoria poporului evreu, da? Cum a dat Dumnezeu, să spunem, prin cuvântul său sau prin revelația pe care a avut-o față de oamenii lui, să spunem, indicații cu privire la asemenea situații? Cum ți se pare tema, în primul rând? Da, este o temă de actualitate și întotdeauna este asta de actualitate și nu doar pentru creștini. Tu ai numit-o așa frumos, creștinul și grija față de aproapele, însă grija aceasta față de aproapele este responsabilitatea tuturor oamenilor dacă noi considerăm că îl avem toți pe Dumnezeu ca tată. Spun asta pentru că în perioada aceasta și nu numai, și oameni care nu sunt afiliați la o biserică sau nu se identifică în mod expres, așa, ca fiind creștini a unui cult sau a unei denominațiuni, s-au implicat foarte mult și au fost foarte generoși și nu numai acum în criza asta cu refugiații, și dintr-un sentiment de, așa, de generozitate, de altruism, așa au simțit ei că așa este bine, mai există și motivația aceasta în cultura noastră ortodoxă, trăind că a face fapte bune se echilibrează acel cântar și Dumnezeu cândva, cine știe, poate, va ține cont și de faptele mele bune.
Sunt tot felul de motivații, dar a face bine este chemarea lui Dumnezeu. Și încă de la început, Dumnezeu, fiindcă ai amintit de istoria poporului Israel, Dumnezeu și-a educat poporul său, era poporul ales, poporul Israel, spunându-le să aibă grijă de străin, de sărac, de venetic, pentru că și ei au fost străini, au fost robi și întotdeauna Dumnezeu le-a dat legi clare și în Vechiul Testament sunt nenumărate referințe în care le-a spus: atunci când seceri ogorul tău, să lași o parte nesecerată, anumite spice pe jos, să nu te mai întorci să le ridici. Și pentru străin, și pentru sărac. Via ta, când o culegi, la fel, să lași o parte neculeasă, pentru ca și săracul și străinul să aibă parte din roadele câmpului. Așa cum Dumnezeu se îngrijește de păsările cerului, de viețuitoare și le dă hrana la vreme, așa Dumnezeu se îngrijește și de oameni, dar uneori o face și prin noi. Și de fapt aici vedem, a zice eu, mărinimia și generozitatea lui Dumnezeu. Poporul Israel era chemat să reflecte bunătatea lui Dumnezeu față de celelalte popoare. Să arate prin fapte bune că ei sunt poporul lui Dumnezeu, un popor al unui Dumnezeu bun, generos, plin de milă și plin de binecuvântări. Acum, dacă mergem în istoria creștinismului, aici avem învățătura Mântuitorului, care el a împlinit legea și el spune: n-am venit să stric legea. Și chiar acele prevederi pe care Dumnezeu a poporului Israel se aplică și bisericii în privința milei, generozității, dărniciei, grijei față de sărac. Și Domnul Iisus Hristos a fost acela care, în perioada aceasta scurtă, de 3 ani, 3 ani și jumătate, a fost înconjurat și de către cei săraci, sărmani, și majoritatea aceștia erau cu el și le-a oferit condiții, le-a hrănit, le-a dat pâine, le-a dat pește, a mulțit pâinele peștei, a făcut minuni, s-a îngrijit de nevoile lor. Și nu le-a ignorat. Nu le-a ignorat. Chiar dacă el a fost acuzat de elita vremii că își petrece timpul cu vame și cu păcătoși și cu cei mai oropsiți cetățeni ai vremii. Ideea este că, plecând de la învățătura pe care o găsim în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, față de relația omului lui Dumnezeu, ca să-i spunem așa, vorbind despre cei din poporul Israel, față de străin, față de cel în nevoie, era întotdeauna o deschidere majoră. Făcea o distinție față de tradiții, obiceiuri, închinarea la idol, dacă nu era vorba de o nevoie. Și vedem în istorie, citind Vechiul Testament, că de multe ori poporul a oferit. La rândul lor, și poporul evreu, de fapt, cei din seminția lui Iacov, au fost, să spunem, tratați bine în anumite, să spunem, perioade ale istoriei lor în străinătate. Și mi-aduc aminte de perioada de început din Egipt, înainte ca această, să spunem, perioada să se transforme într-o robie, dar la început au dus-o bine. Erau bine tratați și respectați. A fost străin. De asemenea, mi-aduc aminte, chiar mă gândeam, relația aceasta a Israelului cu Egiptul, de două ori în istoria, sau cel puțin de două ori pe care le știm noi, în istoria poporului evreu, Egiptul a jucat un rol foarte important. Uh-huh. I-a găzduit în două momente clare de criză, în timpul foametei și apoi când Domnul Hristos a dus în calitate de refugiat. Da. Deci chiar Domnul Hristos a avut statutul acesta de refugiat, bine, împreună cu familia, a crescut acolo o perioadă, așa că aveau o grămadă de să spunem, de beneficii din viața aceasta pe care Dumnezeu le-a oferit-o în mijlocul străinilor. Așa că, la rândul lui Dumnezeu, era clar că asta îi va învăța să facă. Ceea ce s-a și întâmplat. Și cred că se întâmplă și astăzi cu siguranță. Când vorbim despre Noul Testament, aici avem o problemă. Și aici ne batem noi, pentru că, până la urmă, creștinul nu e altceva decât un om născut din nou. Da? Și ființa aceasta umană, firea pământească pe care vreau să o aduc acum în discuție, are și ea, să spunem, pretențiile ei. Și una dintre ei este, pretențiile mari, este concentrarea aceasta asupra persoanei proprii, vorbind de egoism.
Întotdeauna omul are tendința de a se uita la el, să fie lui bine, să se asigure, chiar este faimoasa piramida lui Maslow, în care fiecare om vrea să se asigure care o siguranță, care mâncare, care tot ce îi trebuie să încât să fie fericit. Acum, Daniel, vine întrebarea. Pornind de la ființa umană, care ea a rămas aceeași, aș spune că poate s-a mai înrăit de-a lungul timpului, dar vorbim la omul nealtuit de Domnul Hristos, omul neîntors la Dumnezeu, care are de-a contactul cu Evanghelia, îl primește pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor. Prin definiția aceasta a creștinului nou născut, ar trebui să aibă o transformare față de viziunea propriei persoane. Cum vezi tu asta? Și aici apelezi și la experiența ta de păstor, de lucrător cu oameni din biserică. Dacă într-adevăr schimbarea aceasta se simte, e ok, sau încă mai rămân câteodată rămășițele acestea? Pentru că, pornind de aici, aici este, și pentru că de aici se împar discuțiile. Da, acum lucrarea de regenerare o face Duhul Sfânt și o face treptat. Noi avem de luptat împotriva firii pământești, așa cum menționai, însă toți suntem din fire egoiști, însă la unii se manifestă într-un fel egoismul, la alții în alt fel, și aici nuanțez spunând că s-ar putea unii, fiind și nenăscuți din nou, să fi fost mai darnici, mai altruiști și latura asta să și-o păstreze, și atunci când au avut parte de nașterea din nou și chiar să se amplifice. La alții e adevărat că poate au fost mai egocentrici chiar înainte de a-L cunoaște pe Domnul, și după ce s-au întors la Dumnezeu, Duhul Sfânt a transformat radical ființa și au devenit oameni generoși și oameni care simt cu nevoile celorlalți. Așa că în biserică avem diverse categorii de oameni și la diverse niveluri de intensitate, însă e clar că aici, în momentul în care e o nevoie concretă, dacă revenim la contextul eclesiologic, biserica, așa ca trup, ca și organism, trebuie să simtă și trebuie să răspundă unei nevoi. Din puținul fiecăruia se face mult, așa și cum Apostolul Pavel a dat de multe ori exemple din sărăcia lor Lucie. Macedonienii. Da, macedonienii au dat naștere la un belșug extraordinar și el se lăuda cu asta. Deci noi totdeauna avem scuza din ce să dăm. Dumnezeu nu cere din ce n-ai, din ce ai. Asta e mare chemare. Când la Dumnezeu ne va chema și la lungire cu ceea ce avem, și să dăm din ceea ce avem, niciodată Dumnezeu nu ne va cere ceva din ceea ce n-am primit deja sau din ceea ce nu ne-a înzestrat, dacă vorbim de exact. Apostolul Pavel spune, ce lucru ai care să nu-l fi primit de la Domnul? Și dacă l-ai primit de la ele, ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Aici m-aș întoarce la exemplul acela din Cartea Regilor, în care vine acea văduvă la proroc și spune, ajută-mă, ea era disperată. Soțul ei decedase, avea o datorie, era amenințată că își va pierde copiii, erau sub riscul acesta de a fi luați, robi. Și prorocul îi pune o întrebare extraordinară și chiar meditam la lucrul ăsta pentru un mesaj și o întreabă, ce ai acasă? Și de la lucrul acela care ea avea acasă, avea un vas cu un de lemn. Asta vrea și Dumnezeu, să nu uităm la ceea ce avem și să fim dispuși să împărțim din puținul sau din multul pe care îl avem și altora. Deci din ceea ce avem Dumnezeu ne cere să dăm. Bun. Foarte important, am pregătit puțin contextul pentru că vreau să pun întrebarea, să spunem, cheie în seara aceasta, și anume, când vorbim despre grijă față de aproapele nostru, grijă aceasta clar, se relaționează cu o anumită nevoie, cu o anumită situație. Hai să definim puțin nevoia aceasta, pentru că dacă ne uităm în contextul nostru și spunem că când ne gândim la oameni în nevoie, de obicei cel mai simplu sau cel mai ușor în mintea noastră apare ideea că cineva ar avea poate nevoie de pâine, de ceva bani sau
Și eu cred că când vorbim despre nevoie, da. Imediat mintea se merge către lucrurile mintea se duce către lucrurile materiale. Și într-adevăr, ai văzut și tu de multe ori când se fac strângeri sau colecte speciale sau câte o cerere pentru un ajutor, oamenii sunt mult mai receptivi atunci când e vorba de a da pâine sau de a ajuta pe cineva să-și cumpere mâncare, decât dacă ai cere, de exemplu, niște bani pentru a trimite pe cineva la școală sau știu, dacă aș fă o cerere pentru a ajuta o lucrare media sau dau un alt exemplu, da? Deci oamenii întotdeauna sunt mai sensibili atunci când se cere mâncare și sau, să știu, un ajutor pentru repararea unei acoperiși care cade sau știu, sunt situații și situații. Acum tu știi că nevoile sunt de toate felurile. Diverse, da. Da, aici vezi, Cătălin, noi răspundem și suntem sensibilizați mai mult înspre anumite nevoi și mai puțin înspre alte nevoi. Însă, înaintea lui Dumnezeu, cred că toate sunt pe același nivel. Noi le categorisim și judecăm oamenii în funcție de ce au, ce n-au, de ceea ce vor să aibă și atunci facem judecăți de valoare, dar de ce să dau dacă el risipește sau consumă într-un mod nejustificat. Însă nu la asta Dumnezeu ne cheamă pe noi, ci ne cheamă să avem inima aceea generoasă. Dumnezeu, în ciuda faptului că știa că noi suntem răi și spune Biblia că El dă soarele Său și ploaia Sa și peste cei buni și peste cei răi. Și aici cred că face diferența un om născut din nou. Ar trebui să reflecte caracterul lui Dumnezeu și dacă ceilalți oameni se uită la aparențe, creștinul ar trebui și noi ar trebui să ne uităm mai în profunzime și să nu judecăm după aparențe și să răspundem ca și cum am fi noi în situația aceea. Adică cum ne-am simțit dacă alții ne-ar judeca și noi am fi situația respectivului. Să zicem că poate are nevoie să fie ajutat o zi la acasă, la o renovare sau că la aspectele astea financiare, acum observ în ultimii ani, și asta depinde și de biserici. În bisericile mari, oamenii sunt dispuși să dea mai mult bani decât să dea timp, să-ți ofere timp sau să-ți ofere, nu știu, disponibilitate de a comunica. De a te asculta. De a te asculta. Spun, cât ai nevoie, eu te-ți dau banii, lasă-mă în pace. Adică s-au schimbat un pic vremurile, sunt lucruri mai prețioase ca banii astăzi. Exact. Și asta este și datorită, să spunem, mersul lumii acesteia, până la urmă, urmărim și noi suntem, să spunem, încadrați în aceeași direcție pe care o au și ceilalți din jurul nostru. Numai că noi ar trebui oarecum să fim puțin altfel și să fim întotdeauna gata să ne raportăm la Sfânta Scriptură. Acum, de multe ori, Domnul Hristos, să dai seama că i-a ascultat pe oameni și ucenicii îi ascultau și apoi făceau anumite lucruri. Noi, întotdeauna, dând un ban, încercăm să scăpăm, să ne vedem de ale noastre și, până la urmă, și asta e tot o formă de egoism, dacă e să o luăm așa. Totuși, nevoia aceasta materială, într-adevăr, întotdeauna au fost oameni săraci și vor fi oameni săraci, dar cred că oamenii au mai mult nevoie și de altceva decât de pâine și de apă. Și aici mă întorc la Domnul Hristos. Există faimoasa pildă a samaritanului milos în care se vede clar bunătatea lui Dumnezeu exprimată prin gestul pe care îl face acest samaritan, care, până la urmă, un om nerespectat în perioada aceasta. Pentru evrei nu era cine știe ce mare lucru. Dar, dacă ne uităm chiar la Domnul Hristos, vedem un alt exemplu și vreau să discutăm puțin despre lucrul acesta. Pe de o parte, misiunea lui Iacov de a aduce vestea bună. Hai să spunem, educa, învăța. Era învățător. Dar întotdeauna combina educația, învățătura lui Dumnezeu cu nevoia omului. Fie că avea nevoie de mâncare, și ai menționat deja, fie că avea nevoie de vindecare, fie că avea nevoie de, știu eu, de alte lucruri, de a-i se oferi demnitate, respect. Gândește la Zacheu. Faptul că s-a dus el în casă, i-a oferit, l-a pus din nou oarecum în cinste, așa, respect. Da?
I-a dat iară demnitatea aceea de a fi ce, pentru că vameșii erau poate cei mai nerespectați oameni din vremea aceea. Sigur, erau da? Cei mai... Deci, s-a uitat și la alte aspecte, că până la urmă, mâncare putea să facă minuni și să mulțească mâncarea peste tot, deși toată lumea să trăiască în belșug. Dar prioritar a fost educația, a fost învățătura Dumnezeu. Și aici este o altă nevoie pe care eu zic că ar trebui să răspundem. Da, ele trebuie să meargă în tandem, mână în mână, rana aceasta fizică sau nevoile fizice satisfăcute împreună cu nevoile spirituale ale omului. Este vorba aceea în popor, dacă omului îi chioruie stomacul și mațele, nu-i vestit tu cuvântul vieții, Evanghelia, are nevoie de pâinea fizică și apoi dă-i pâinea vieții, Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Și asta a făcut Hristos. El le-a vorbit oamenilor după ce a împlinit niște nevoi, dacă au fost bolnavi, au fost... flămânzi, i-a săturat, i-a vindecat și apoi le-a dat, cum ai menționat, și cuvântul lui Dumnezeu. Și aici apostolul Iacov vine foarte bine pe direcția aceasta și spune dacă vine unul în adunare și voi puneți ochii că are haina bună, curată, strălucitoare și dați loc de cinste. Celălalt care intră e mai... ponosit și sărac și așa, și spui tu stai acolo și vă îngrijiți de cel bogat și faceți o diferență. Și tot Iacov spune arată-mi credința, eu îți arăt credința din faptele mele, adică din ceea ce știu să fac pentru aproapele. Acolo se vede credința noastră. Mântuitorul chiar și-a petrecut mult timp în compania semenilor și mă gândeam cât de extenuant și obositor uneori să stai să asculți pe cineva sau să stai în compania cuiva, și au fost situații în care Mântuitorul nu a fost primit bine și cu aplauze. Asta e cel mai extenuant așa și demotivator, și Mântuitorul tot timpul a știut să îi formeze pe apostoli în contextul acesta ostil al lumii. Și a pregătit pentru misiune în timpul acesta în care i-a luat cu el peste tot, și la sat, și la oraș, și în diverse contexte, și folosește un limbaj accesibil omului. Multe pilde erau din limbajul acesta agricol, din ceea ce erau familiarizați zi de zi, lucrau la câmp, ca să înțeleagă... Pe limba lor. Da, pe limba lor, să înțeleagă valorile împărăției lui Dumnezeu. Dar, bineînțeles, după ce a împlinit și nevoile fizice, și faptul că ai menționat de piramida aceasta lui Maslow, acolo un lucru este cert, ca să ajungi la nivelul acela superior, în care omul să aibă automulțumire și stima determinare, stima de sine și toate ce trebuie împlinite nevoile de bază. Adică acele de hrană, de alimente, de alimentație, securitate, adăpost. Adăpost, da. Ca apoi să poți să-i predici Evanghelia și să lucrezi și la sufletul lui. Și aici uneori noi pierdem din vedere lucrul ăsta. E adevărat că ne deranjează. Noi ne-am creat în biserici un confort. Și când intră cineva care, eu știu, miroase mai ciudat sau, eu știu, vine dintr-un mediu de ăsta de ghetou, din canal, nu prea ne-ar conveni, că ne deranjează. Însă, noi ar trebui să învățăm de la Mântuitorul, care a stat și cu cei bogați la masă, dar a stat și cu cei mai marginalizați oameni ai societății. Și pe ambele categorii i-a luat în seamă. De fapt, pilda de care ai amintit, acolo pornește de la întrebarea cine e aproapele meu? Și noi uneori ne întrebăm sau nu ne întrebăm și care e aproapele meu? S-ar putea să-l văd ca fiind aproapele meu pe cel care e bine, e ok, e împlinit. Și pe celălalt care, eu știu, e într-o situație mai dificilă, să nu-l consider aproapele meu. Așa cum nici ceilalți doi, și levitul și preotul, n-au considerat că cel căzut în drum era aproapele lor. Mergeau pe un drum obișnuit, care îl făceau zilnic, nici măcar nu l-au observat. Și îmi fac și mea culpa, trăim așa în societatea aceasta postmodernă, viteze, în care
nici măcar la bloc nu ne cunoaștem și vorbesc în mod personal, nu ne cunoaștem bine vecinii. Și dacă nu cunoști bine un om, nu poți să-l consideri aproapele tău și nici nevoile lui nu le știi care sunt. Și de aici cred că trebuie să construiești o relație. Mântuitorul a construit întâi o relație cu oamenii aceștia. S-a dus în casa lui Petru, acolo a văzut-o pe soacra lui bolnavă, a vindecat-o, a intrat și în alte case. Și de aici s-a dus vestea că oamenii de aceea și îndrăzniți să vină la el cu tot felul de solicitări, pentru că știau că îi ascultă, că le vine în întâmpinarea nevoilor lor. Dar noi dacă punem așa o barieră relațională, niciodată nu o să fim abordați, nici nu, noi nu vom aborda pe cineva și nici nu vom ști nevoile concrete ale semenilor noștri. Așa este și foarte important, mă bucur că ai menționat, faptul că atunci când cineva oarecum încearcă să ne deranjeze confortul acesta și să ne punem întrebarea, într-adevăr, cel care intră e pe ușă și care na, nu e din aceeași categorie cu noi, este aproapele noastre, cum ar trebui să mă relaționez, e poate provocarea generației noastre de astăzi. Și de aici se nasc alte discuții și mă refer la una din să spunem așa, din temele pe care le văd foarte mult discutate, este pe cine să ajutăm mai întâi sau pe cine, de cine să fim mai aproape în mod primordial. Am vorbit despre casă, despre familie, despre biserică, despre străini și mereu va exista, să spunem, dilema aceasta pe care o avem. Pentru că dacă ne uităm doar în contextul bisericesc, sunt foarte multe nevoi. Sunt familii sărace și acum în bisericile noastre. Oameni cu nevoi speciale, cu boli, cu alte și alte, să spunem, necesități pe care, plus cheltuielile pe care le are biserica, cheltuielile administrative, și atunci, la un moment dat, trebuie să iei o decizie și la nivel de conducerea bisericii, dar și biserica trebuie să se implice mai mult ca să poată să suplinească nevoile acestea. Și atunci, lista e atât de lungă, pentru că, la un moment dat, te gândești pe cine să ajungi mai întâi, pe cel care e lângă tine și pe care îl cunoști, sau pe cel care vine și, într-adevăr, poate într-o situație mai grea decât cei pe care știi tu, dar și poate mai urgentă, dar parcă te ține ceva. Și aici ne uitam la refugiați. Nevoia lor era clară, era o nevoie urgentă și este și în continuare. Nevoile noastre există în continuare. Săracii noștri, bolnavii noștri, da? Necăjiții noștri pe care îi avem. Dar aici era nevoie de o chestie urgență, de o chestie la care era de pe o zi pe altă, de la o oră la alta. Te trezești cu omul la tine în curte, la tine în casă, să zicem așa, în care pur și simplu a plecat cu ce a apucat și are nevoie de hrană, are nevoie de o pătură, știu, de o sticlă de apă. Pe cine ajută mai întâi? Da, e o întrebare foarte bună. De aici încep foarte multe discuții. Și discuțiile au apărut în spațiu public, tocmai de la întrebarea aceasta. Unii au vociferat și au spus, păi, cu săracii noștri ce facem? Chiar și la radio Vocea Evangheliei am fost preocupat să iau așa niște puncte de vedere legat de aspectul acesta. Mântuitorul spunea, da, pe săraci aveți totdeauna cu voi. Asta nu vă împiedică și nu ne împiedică să ne îngrijim de nevoile lor permanent. E adevărat că în perioade diferite ale istoriei au fost situații, contexte speciale, cum este și acesta, în care clar trebuie să răspundem prompt la niște nevoi stringente și să ne implicăm. Eu am rămas foarte impresionat de implicarea generală și a creștinilor evanghelici și a românilor, pentru că noi și așa aveam un stigmat și așa un renume destul de rău în relația cu vecinii noștri și prin generozitatea și implicarea noastră și deschiderea caselor noastre și mărinimia de care au dat dovadă frații noștri,
Ucrainenii au rămas impresionați și am fost chiar apreciați și suntem apreciați. Dar asta noi trebuie să o facem cu o motivație corectă. Spunea Apostolul Pavel, tot ceea ce face, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dacă o facem să fim văzuți bine de către vecini, ne-am luat aici răsplata, spunea Domnul. Noi trebuie să o facem cu scopul ca să-L reflectăm pe Domnul, pe Dumnezeu și mesajul Evangheliei sale, care spunea Domnul Iisus Hristos chiar când și-a început lucrarea sa misionară, că s-au împlinit cuvintele. Și el citează niște cuvinte profetice din cartea Isaia, acolo spune să dau izbăvire prinșilor de război, exact. Să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Și exact la asta suntem noi chemați, să alinăm suferința, să răspundem la durere, să empatizăm cu ceilalți, așa cum și Domnul a empatizat cu nevoile noastre. Aici, ca să răspund așa, e destul de dificil. Fiecare biserică și comunitate evanghelică trebuie să aibă un buget și pentru lucrările sociale. Fie că sunt din cadrul bisericii sau și din exteriorul ei, biserica are rolul acesta pe lângă cel misionar, pe lângă rolul acesta de închinare, slujire și cel de ajutorare. Și noi ca biserică ne propunem, nu reușim de fiecare dată, să nu-i uităm întâi pe cei de-ai noștri, de-ai casei. Spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de-ai lui și mai ales de cei din casa lui, și aici se referă într-un context așa, mai larg, și familia noastră, dar și biserica este o familie lărgită, s-a lepădat de credință, spunea el, și este mai rău decât un necredincios. Deci să nu ignorăm pe frații noștri, pe cei din anturajul fraților noștri, că sunt unii din familii mixte, unii sunt credincioși, unii nu, care au anumite nevoi. Poate doar unul e membru în biserica noastră, exact. Dar ajutând punctual într-o nevoie specifică, poate o operație, poate operație urgentă, are nevoie de anumite fonduri financiare. Familia respectivă va primi altfel mesajul Evangheliei. Deci noi trebuie să lucrăm un pic la partea aceasta motivațională, spirituală. Prea mult s-a stigmatizat și s-a judecat biserica și aici trăim și în cultura aceasta ortodoxă. Și biserica romano-catolică e văzută ca fiind foarte bogată și că adună proprietăți și că nu mai poate de bogăție. Nu, biserica este chemată să distribuie, nu să adune, să înmagazineze, ci să înmulțească dând altora. Și ceea ce se dă se întoarce înapoi. Spunea Eclesiastul, aruncă-ți pâinea pe apă și se va întoarce. Și se va întoarce. Aici și la nivel spiritual, bineînțeles, vorbim de Cuvântul lui Dumnezeu, dar și la nivel fizic, da, vorbim la da. Dacă ajuți, vei fi ajutat, e proverbul acela. Noi am pierdut spiritul acesta practic al Evangheliei. Îmi povesteau bunicii mei în sate, în mediul rural, așa oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu, pentru că vecinii se ajutau la câmp, mergeau unul, azi merg la tine, mâine vii la mine, acolo cântau, acolo povesteau din Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aveau spiritul acesta al întrajutorării. Astăzi, pagubă este, trebuie să recunoaștem că nu mai ne trebuie mult ca să fim motivați așa, să ne aprindem în dorința asta de a ajuta. Așa este și observăm și noi lucrul acesta, pentru că de multe ori trebuie amintit și chiar reamintit o anumită nevoie, astfel încât cei din comunitate să răspundă, nu că n-ar fi posibilitatea de a oferi, ci poate din neglijență, poate din comoditate sau știu eu, din ignorare, câteodată din ignoranță, da? Să nu răspundă imediat sau să nu răspundă poate chiar deloc. Așa că uneori chiar tu ca păstor, și noi vorbesc în mod generic, e nevoie să amintești, să faci o cerere, da, exact, să suni pe cineva poate în mod direct, să-i spui, uite, avem nevoie asta, dacă
ne putea ajuta, ar fi excelent. Asta să nu mai îndrăznim, Cătălin, eu mai resimt altceva. Și nouă ne este greu ca slujitori, în relația cu comunitatea, cu membrii din biserică, să aflăm anumite nevoi de la ei. Adică aflăm de pe surse auxiliare, din alte părți. Oamenii n-au încredere să mai spună am nevoie asta concretă, uite, merg mâine la operație sau am nevoie de un ajutor financiar că mi s-a stricat ceva și nu mă mai ajung cu banii sau am nevoie de, nu știu, să fac o renovare în casă, o curățenie, am nevoie de cineva să mă ajute într-o lucrare. Tangențial, prin prieteni, prin rude, cunoștințe, dacă e cazul fericit să aibă pe cineva, eu știu, lângă comitet sau lângă cei din conducerea bisericii, să afle și biserica prin forma ei de conducere să intervină. Că dacă nu, rămân îngropate nevoile acestea și nu răspunde. Și atunci de ei să nasc și frustrări. Eu cred că și frații noștri ar trebui să aibă deschiderea să, ca într-o familie, să ne spunem unul altuia durerile, necazurile, să apelăm, să ne ajutăm. Că de fapt, îndemnul Bibliei este acesta, ajutați-vă unii pe alții. Pavel mereu reiterează lucrul acesta și era foarte atent Pavel cu colaboratorii lui. Dacă urmărim în epistolele sale și în special ultimele capitole, erau dedicate colaboratorilor lui. În Romani e o listă lungă în ultimul capitol în care menționează pe toți și le mulțumește punctual pentru ce anume a făcut în viața lui și pentru ce este recunoscător. Și noi aici trebuie să fim odată atenți la nevoi, dar să fim și recunoscători atunci când suntem ajutați, să și mulțumim așa cum trebuie și să știm să comunicăm. Ne apropiem de încheiere, Daniel, mai avem câteva minute și vreau să tragem câteva concluzii. Am discutat problema aceasta, nu putem să o lăsăm fără să dăm și câteva, să spunem, sfaturi duhovnicești pentru cei care ne urmăresc. Cam asta este realitatea în care trăim, cu diverse păreri, cu diverse discuții, păreri care intră inclusiv în mediul nostru al credincioșilor. Totuși, ne întoarcem la Sfânta Scriptură, așa că, pornind de la ceea ce Dumnezeu a făcut prin Domnul Iisus Hristos, prin ceea ce a făcut apostolii și cei din primul secol, să spunem, până în zilele noastre, cam ce crezi că ar trebui să învățăm noi astăzi? Atât la nivelul de relaționare, față de persoanele care au și pe care ar trebui să le considerăm aproapele nostru, și apoi față de nevoi. Pentru că aici avem odată o relație cu persoanele și apoi cu realitatea care e plină de nevoi. Știi, câteodată suntem atât de orbiți încât nu mai vedem omul nevoie. Atât de concentrat suntem asupra noastră încât nu mai vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Așa că, te rog, poți să o sfat așa păstoresc. Da, e destul de greu. Acum fiecare dintre noi trăim într-un mediu și ne învârtim într-un mediu și asta ne formează și ne deformează în același timp. Pentru că uneori în mediul nostru s-ar putea să nu se vadă nevoile la firul ierbii sau așa cum sunt ele reale. Și cineva spunea, ca să știi cât de bogat sau sărac ești, depinde cu cine te compari și cu ce te compari. Poate că, nu știu, o vizită într-un mediu rural, că sunt sate la noi în țară, în care oamenii trăiesc într-o sărăcie luce și nu departe de aici, de București. Fratele președinte al cultului creștin după Evanghelie mereu îmi spune lucrul acesta, când de multe ori se duce în vizite la biserici foarte mici, pe la biserici, pe la țară, pe care nu prea le vizitează nimeni. Exact, da. Și a spus că toată lumea e fericită, toată lumea se bucură că cineva le deschide ușa. Și acei oameni vor fi bucuroși și chiar din puținul lor îți vor dărui ceea ce au și nu de mult. Puține ori mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Cred că ieșirea din confortul nostru ne va ajuta un pic să fim și mai disponibili, deschiși și accesibili. Cred că aici trebuie să lucrăm fiecare dintre noi. Să știm exact ceea ce avem de la Dumnezeu
și ceea ce putem oferi semenilor noștri. Aici îmi place foarte mult cum ai zis. Practic să conștientizăm că, aș fi spus la începutul emisiunii, tot ceea ce avem nu este decât spre administrare, nu este spre acumulare, spre depozitare, spre, știu eu, a face avere pe pământul acesta, este doar pentru o perioadă în care Dumnezeu ne-a dat, ne-a încredințat, pentru a da din binecuvântarea noastră și celor din jur. A fi o binecuvântare. Deci, asta e o relație, cred că face parte din educația de bază a creștinului. Cum să se relaționeze față de bunurile materiale? Exact. Da, aici e o educație aparte, cum să gestionăm, să administrăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Trebuie multă înțelepciune, discernământ. Și contează mult și mediul educațional, mediul familial în care am crescut și cum am fost educați de către părinți, cum noi la rândul nostru educăm pe copiii noștri să împartă ceea ce au, să nu fie egoiști. Și cred că va ajuta mult și în biserică aceste proiecte speciale, proiecte sociale în care fiecare să știe că eu pot să fiu responsabilizat într-un fel anume. Și sunt proiecte frumoase sociale în care, eu știu, un frate poate să adopte un copil de la sat care nu are anumite posibilități financiare, l-adoptă virtual, dar îl susține un an la școală cu tot ceea ce trebuie. Deci, practic, un proces în continuu, nu trebuie să se întâmple ceva, o nenorocire de genul acestui război, astfel încât biserica să reacționeze. Dar trebuie să fie oarecum un exercițiu de zi permanent, cu zi. Da. Și chiar indirect, până la urmă, oamenilor, știți cum e? Sunt oameni care nu se pot implica în linia. Și noi vedem că în lucrurile acestea sociale sunt oameni care se duc, aduc, se ocupă, le dau de mâncare, le pregătesc mâncare, se duc cu ei la medic sau știu, îi transportă. Deci sunt oameni care sunt foarte vizibili. Dar în spatele acestor oameni sunt la fel de mulți oameni, la fel de importanți, care își văd serviciilor de casa lor, și care sunt chemați să se implice și bilizești, care îi susțin pe cei din față. Financiar, da. Răsplata din partea lui Dumnezeu cred că e aceeași, nu? Sunt alții, sigur, răsplata e aceeași și sunt alții care sprijină în rugăciune lucrările acestea. Nu mai vorbim de suportul spiritual, pentru că acum noi, din experiența noastră, stimați ascultători, nu știm ce înseamnă să faci o emisiune. De multe ori se întâmplă niște lucruri foarte ciudate când pregătim o emisiune și noi ne mirăm de ce, deși totul tehnic. Sunt lucruri, este o luptă spirituală. Atunci când vreți să faci bine. Da. Și mai ales binele lui Dumnezeu, da. Așa. Și rugăciunea aceasta, odată ce o facem, nu o facem numai pentru propășirea lucrării, ci și pentru schimbarea inimii noastre rugăciunea. Pentru că odată ce noi mereu și mereu ne rugăm pentru proiecte sociale, pentru împlinirea unor nevoi, Dumnezeu ne schimbă și sensibilizează și inima noastră. Și în același timp, ne ajută, ne motivează și pe noi, dar îi ajută să se motiveze și alții în lucrare. Deci rugăciunea are efecte multiple. Chiar și ajutorarea, beneficiarul, cel care primește ajutorul respectiv, adăpost, mâncare, poate să fie absolut orice, educație, da? Se bucură, dar are un efect și aici pe pământ asupra noastră. Sigur. Îți motivează inima, schimbă inima, o face, te apropie de Dumnezeu, te bucură odată cu bucuria celui care primește, de, odată cu cel din nevoie. Corect. Da, rugăciunea este primordială, și, dar să nu rămânem doar la rugăciune. Apostolul Pavel chiar încuraja pe creștini să cumva să întoarcă binele pe care l-au primit. Și noi că am primit mult bine din partea Domnului și cred că acest bine trebuie împărțit, distribuit. Bun. Aici avem ispita și mă simt întristat când văd că oamenii, noi, de foarte ușor spunem, mă rog pentru tine. Și cu asta am încheiat. Dar nu știi dacă se mai roagă. Nu știi dacă se roagă. Deci, dar câteodată, cum să spun, mă rog se pentru tine, dar la pâinea ta e la mine în buzunar. Da, da, da. Dumnezeu așteaptă, clar, primul lucru este rog. Să ne deschidem și buzunarul. Și acțiune. Da. Că dacă doar cu mă rog, cum să spun, rugăciunea nu ți-a senzația de foame. Da. Ei, aici cred că rugăciunea are un rol ca să atingă inima respectivului, să-și deschidă buzunarul. Să schimbe, da. Să schimbe. Slavă Domnului, Danila, sunt câteva sfaturi foarte frumoase în seara aceasta. Mulțumesc. Pur și simplu, stimați prieteni, vreau să menționez că discuția noastră din seara aceasta a fost o discuție 100% practică.
ne-am uitat și, de fapt, citim și noi, suntem prezenți în mediul virtual, ca și dumneavoastră, ne uităm și noi la televizor, urmărim știrile, mergem la biserică, ascultăm și noi ce zic alții, vedem și noi părerile acestea care apar din diverse direcții și încercăm și noi să le înțelegem și mai mult să le filtrăm prin Sfânta Scriptură, să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Concluzia, așa cum spunea și Daniel în seara aceasta, este să avem o părere corectă față de ceea ce înseamnă nevoie, apoi ființă umană, prioritățile lui Dumnezeu și apoi implicarea noastră. Un ajutor care nu ne costă, cred că nu e atât de apreciat de Dumnezeu. Asta înseamnă să dai ceva de la tine, să rămână un loc liber în buzunarul tău, în cămara ta. Da, și acel loc liber va fi umplut la loc de către Dumnezeu, reumplut. De 10 ori, ați văzut, i-am aduc aminte de vădva din Sarepta, un exemplu clasic, dacă tot ne uităm la Sfânta Scriptură. A dat ce a avut și a spus, ăsta e ultimul loc și apoi vom muri. Da, exact asta s-au întrebat și apostolii, Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat, dar ce răsplată ni se cuvine? Și Domnul spunea, adevărat vă spun că veți primi de 100 de ori mai mult ce ați lăsat voi aici și în viacul viitor viața veșnică. Slavă Domnului, Daniel, cred că cuvintele sunt suficiente în seara aceasta. Stimați prieteni, nu avem decât să punem în aplicare ceea ce am auzit. Încheiem în emisiunea aceasta mulțumindu-i invitatul nostru, Daniel, îți mulțumesc și mulțumesc deosebit pentru prezența ta. O plăcere, mulțumesc. Și pentru cuvintele încurajatoare pe care le-am auzit prin tine, din cuvântul lui Dumnezeu. Slavă Domnule! Multă binecuvântare în lucrarea pe care o faci la radio, mulțumesc, și de asemenea în biserica pe care o păstorești. Dumnezeu să deschide inimile noastre, atât să fim deschiși pentru lucrarea Domnului și mai ales pentru Anea apropia și de a ne relaționa corect față de aproapele nostru și mai mult față de Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne ajută! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră! Fiți binecuvântați! Până data viitoare vă spunem la revedere!